Bună tuturor! Am observat că mi s-a umplut punguța cu produse pe care le-am folosit în ultima perioadă și m-am gândit să eliberez spațiul unde le depozitez și să vă povestesc un pic despre ce am mai încercat. O să încep cu un deodorant care mi-a făcut o impresie foarte bună, cel de la Dove Invisible Care, Floral Touch. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și l-aș recumpăra. Am terminat și un șampon uscat de la Batiste, Floral and Flirty Blush. Nu știu ce aromă avea. Era oricum cu aromă florală, varianta aceasta. E foarte, foarte bun. Am terminat și, ia să vedem ce am mai avut aici, un gel de duș de la Palmolive, cel care place mie cel mai mult. Niște șervețele umede pe care le-am încercat și mi-au plăcut foarte mult. Nu știu dacă vi le-am mai arătat. Cele de la Dr. Wives Jumbo cu parfum de mușețel. Sunt foarte, foarte bune și foarte mari. Am mai încercat și șervețelele acestea tot de la Dr. Wives fără alcool, antibacteriene. Au fost ok și acestea, dar îmi plac mai mult cele care au plasticul acela aici și se păstrează umede mai mult timp. Tot de la Dr. Wise, cele antibacteriene mai puternice, care le folosesc pentru toate suprafețele. Am mai folosit de la Sephora acest gel de curățare a feței. Din păcate, n-am putut să-l folosesc. N-am putut să folosesc toată cantitatea din recipient, pentru că băiețelul meu l-a găsit pe ghiuvetă la un moment dat și 3 sferturi s-a spălat cu el pe mâini. Ideea este că nu mi-a plăcut deloc, nu mi s-a părut că are o eficacitate foarte mare în a curăța tenul. Are și o formulă foarte ciudată, nici nu prea face spumă. Sincer să fiu, nu l-aș recumpăra. Cumva lucrurile s-au întâmplat cu un scop. M-a ajutat să scap mai repede de el. Am terminat și acest șampon cu keratină de la Lidl. L-am găsit într-o ofertă, am dat în jur de 6 lei pe el. Mi-a plăcut cum miroase. Este un șampon ok. Nu știu ce să spun despre el. M-a surprins pentru prețul pe care îl are și cred că l-aș recumpăra ca să mai schimb șamponul, să nu se obișnuiască părul cu el. Am avut și balsamul de la el. Dar a fost un șampon ok pentru prețul pe care îl are. Am folosit niște bețișoare de urechi de la Bella. Un șampon de la Elseve, ăsta este preferatul meu, varianta aceasta roșie. Balsamul, ăsta e balsamul, cred că am zis bine. O să arunc acest, cred că este demachiant, de la Galenic. Din păcate nu l-am folosit, a expirat, nu știu ce să vă spun despre el, îmi pare rău că nu l-am folosit, dar nu vă pot risca, pentru că a expirat acum ceva timp. Am terminat și de la Alverdel, de la DM, acest gel de curățare a feței. Am și o părere bună și o părere rea despre el. Cea bună este că este foarte eficient cu resturile de machiaj, deci curăță foarte bine, dar are un miros îngrozitor. Este cu formulă spumă. Și e foarte, foarte ușor de aplicat, dar mirosul îți ia ceva timp până te obișnuiești cu el. Miroase a plante, nu e prea plăcut să-l folosești, dar pentru că este atât de bun, cred că poți să treci cu vederea peste parfumul acela horror. Am terminat un săpun de mâini de la Palmolive. Vreau să vă spun că am rămas surprins impresionată de acest produs. Este cel cu lapte și migdale. Foarte, foarte bun. Are o formulă bună, face spumă fină.
Parfumul este excepțional. Chiar îmi place foarte, foarte mult și o să mai cumpăr aceste săpunele de la Palmolive. Am terminat și o rezervă de aceasta de săpun Dove Classic. Nu știu, mi se pare că este schimbat de ce știam eu că e Dove înainte. Formula aceasta este nu mai așa lăptoasă, are o textură mai lejeră și o culoare din albul ăla pur, e de, ușor sidefat așa, nu știu, ori i-au schimbat formula, ori nu mai mi-aduc eu aminte bine de când l-am folosit ultima oară. Am folosit un spumant de baie de la acesta de la Saubar, de la Demeș, care îmi place mie foarte mult și îl folosesc pentru băiețelul meu, cu aromă de mure, vi l-am mai arătat. Am terminat de la Bioderma un SOS spray Atoderm. L-am folosit în special în sezonul cald, când băiețelul meu era ciupit de insecte și mai ales de țânțari. Și pe acolo pe bubiță îi dădeam puțin spray de acesta și mai calma puțin zona. Tot pentru băiețelul meu am folosit o pastă de dinți de la Kiko, cea cu banane și măr, este preferata lui. Nu știu ce să fac, având în vedere că nu acceptă altă pastă de dinți, trebuie să-i o cumpăr numai pasta, așa arată. Nu este deloc ieftină, dar asta e. Am vrut să folosesc acest ser de la Nivea, cred că este un ser foarte bun, are un parfum foarte plăcut. Vine în două fiole, așa, doar că, din păcate, a expirat în decembrie anul trecut și nu l-am folosit și am zis, hai că nu e mare lucru, au trecut doar câteva luni, doar că după ce i-am aplicat prima oară, tenul meu a început să reacționeze foarte ciudat, am făcut niște bubițe și am preferat să-l arunc. Am cumpărat un săpunel de la Sens, de la Penny, cred că. Nu e ce trebuie, l-am aruncat. Am mai folosit o rezervă de aceasta de la Palmolive. Asta e foarte interesantă, care are o imagine 3D cu o broscuță testoasă în interior, care ai impresia că înnoată pe aici. L-am luat în special pentru băiețelul meu, i-a plăcut foarte, foarte mult. Are un parfum foarte discret și e la fel de bun ca și celălalt, ca și formulă. Am vrut să vă arăt și spray-ul acesta de casă de la Air Wick cu magnolie și flori de cireș. Foarte, foarte frumos miroase. Merită să-l încercați. Am mai încercat și, mă rog, asta este a soțului meu, dar el nu se rade cu aparatul de ras și cu un, da, cu, nu știu cum să vă explic, nu se rade cu spumă. Și așa că am folosit eu spuma lui de ras gel, e foarte bună, e clasică. O să arunc această mască pentru pori cu cărbune de la Herbagen. Am folosit-o de câteva ori, că am uitat de ea și din păcate a expirat, dar e bună. Am terminat și un tub de vopsea de la Axel, este vopseaua cu care eu mă vopsesc de foarte mulți ani. Nuanța este o 12-11, o folosesc de două ori, adică jumătate de tub la o vopsire, jumătate la o altă vopsire. Vopsesc doar rădăcinile cu ea. Și ultimul produs pe care l-am încercat, care a fost o plăcere să-l încerc, pentru că am avut ocazia să-l încerc cu o prietenă de-a mea, este o mască de curățare, care e făcută din două pliculețe, deci puteți să-l folosiți cu cineva dacă aveți așa o zi de răsfăț. Este o mască cu oxygen bubble, zic ei, de la Botanical Choice. Îi se aplică pe față și în câteva minute se transformă în spumă, se albește așa fața, apoi o freci un pic și practic ți-a curățat tenul. Este foarte, foarte ok. Aveam și un preț pe ea undeva la 5 lei, de la BBT cred că este luată. Chiar merită să o încercați și să vă răsfățați cu ea. Cam astea au fost produsele pe care le-am păstrat să vi le arăt. Sper că vă sunt de folos recenziile pe care le-am făcut. Și dacă aveți întrebări, vă aștept în comentarii.
Până data viitoare, vă dau o îmbrățișare virtuală și dacă vreți să vă abonați la canalul meu, aveți acolo butonul special și ne auzim data viitoare!